La forumul investițional Chișinău, delegația maramureșană s-a întâlnit cu primarul capitalei Ruslan Codreanu, care a salutat prezența lor în cadrul evenimentului și a invitat pe această cale reprezentanții județului Maramureș să transmită investitorilor români invitația de a veni înspre Republica Moldova cu propuneri de cooperare economică. Prieteni din Maramureș, vă propun să vă gândiți inclusiv la o eventuală înfrățire cu un sector al capitalei Republicii Moldova, Chișinău. E important să avem relații prietenești și economice cu România și deja am făcut câțiva pași importanți în acest sens, a subliniat primarul capitalei Republicii Moldova, Ruslan Codreanu. Totodată, delegația maramureșană s-a întâlnit și cu reprezentanții raionului Hâncești, care au propus încurajarea strângerii relațiilor cu raioanele moldovene, în contextul în care județul Maramureș, prin Biroul Relații Internaționale, a demarat documentațiile necesare realizării unor înfrățiri cu raioanele din Republica Moldova. Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin Tuș, a prezentat oportunități și provocări ale cooperării trilaterale dintre Republica Moldova, România și Ucraina, principalele obiective privind dezvoltarea economică comună și modalitățile prin care se pot crea noi legături economice între cele trei țări, precum și o statistică a situației economice a județului Maramureș și domeniile în care există deschidere pentru investiții. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, și președintele CCI Maramureș, Florentin Tuș, au semnat acordul de parteneriat referitor la realizarea evenimentului Republica Moldova prezintă în cadrul expoziției Rivulus Dominarum, care va constitui baza organizării evenimentului din Baia Mare în toamnă, alături de Consiliul Județean Maramureș. Delegația maramureșană va participa și la gala business-ului moldovenesc organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.